Salut, prieteni, bună ziua, sunt la curtea de apel unde îl avem pe domnul Cătălin Rădulescu, supranumit AKM-ul. Așa. Ce faceți, domnule Rădulescu, aici la curtea de apel? Cum este din și din într-un fost deputat să fiți inculpat? Nu e niciun fel de problemă. Securiștii care mi-au făcut 9 dosare din 2013 până acum, pentru că sunt patrioti și naționaliști și țin cu românii, da? Din 9 dosare s-au închis 8. Ăsta e ultimul. În toate dosarele au spus că nu există fapta. O să demonstrez și de data asta că niște securiști și copiii securiștilor care din 1989 acum se răzbună pe noi pe revoluționari. Nume aveți, nume să da, dați? Mihai Prună este un băiat. Cine de securist. Este Mihai Prună? Este procuror DNA, un băiat de securist care se răzbună pur și simplu pentru că i-am cerut demisia sorei dânsului, doamnei Prună, care era ministru de justiție atunci, pentru faptul că nu a vrut să pună prezumția de nevinovăție, deși era directivă europeană, și pentru faptul că a spus că drepturile revoluționale și ale oamenilor în general sunt un lux. Așa, uitați o întrebare. Vă rog. Unde-ți a acuzat pentru că ați luat certificatul revoluționar prin fals? Este adevărat? Nu, Marian. Acuză deci... domnul Vaida Corneliu. Corneliu. Deci Vaida Corneliu este un fals revoluționar. O să demonstrăm în instanță că el a venit în Timișoara de pe data de 20. Chiar Tudorin Burlacu i-a dat mărturia, declarația de martor. Și o să spună, el n-a fost pe data de 16-17 cu noi în niciunul din punctele din Revoluție, nici în față la preotul Teocheș, nici la fosta județeană de partid. Deci, haideți să nu o lungim. Totuși, nu mai sunteți deputat. Da. Stop. Când erați în acel parlamentul, da. Dar ați spus atunci, când erați deputat, ați amenințat acei testatari în anul 2018 că o să ieșiți cu arma ca să îi împușcați. E ce ați spus așa ceva? Ei, tocmai asta vă spuneam, că asta a fost o minciună și un fals. Fals dovedit în luna martie. N-a fost niciun fel de registrare. Procurorii au anchetat acest subiect. O să vă dau documentul prin care spune că nu există fapte și că n-au existat astfel de declarații, ci ei au făcut un filmuleț. Este vorba de doi informatori ai securității care au plecat de la adevărul și care au înscenat acest lucru pentru faptul că eu mă dusesem să fac un meeting în fața președintelui Iohannis. Și atunci securiștii care i-au pus, ei fiind doi informatori ai securității, dar au și fost dați afară de la adevărul, da, pentru că au fost depistați ca informatori ai securității, au venit și mi-au făcut un filmuleț. Aici așa, știți că în anul 2013 ați avut un dosar penal. În anul 2014 ați fost condamnat un an și... În 2016. 16 ați fost condamnat un an și 6 luni suspendare. O suspendare pentru că ați dat mită. Nu. Păi nu, așa spune, nu. Dare de mită. Păi nu, pentru propunere de dare de mită, da? Vă sperați. Pentru propunere de dare de mită, nu dare de mită, că n-a fost am dare. Informat și am citit care scrie că în anul 2016 ați fost condamnat penal la un an și 6 luni cu suspendare cu pentru fapte de dare de mită și efectuarea de operațiuni financiare cu acte cu funcția de deputat. Ați văzut inclusiv acest lucru, da? Da? Prin legea care s-a făcut și erați totuși deputat. Da. Cum este condamnații ca să această faptă ulterior a fost declarată că este inexistentă, că este o faptă falsă, numai că datorii... Ați avut dosar... Da. Numai că ați avut cazier penal pentru această faptă. Da, nu mai am cazier penal. Nu mai aveți? Da. Dar și această faptă n-a existat. Asta a spus Curtea Constituțională, pentru că
aceste acuzații au fost false, numai că eu, datorită domnului Dragnea, n-am mai putut să fac, pentru că n-am făcut modificarea ca indiferent... Dragnea e de vină? Da, e de vină. Pentru că... Numai el sau nu știu, el toți cu toată lumea care... Parlamentare. Pentru că trebuia să modifice, ca în momentul în care se constată că poți să faci, să ataci o acțiune care este, arată că ești nevinovat, să poți să o ataci oricând. Trecuseră cele 6 luni și eu n-am mai putut să atac, nu mai există niciun fel de atac. Așa, și altceva, uitați, în anul 2014, așa ați inițiat un alt proiect de lege pentru ca toți pedofilii să fie castrați chimic și cei care acceptau erau eliberați mai repede. Jumate din pedeapsă. Da. Dar ce se întâmplă cu asta, ca să vă explic? În toate țările din Europa există. A picat. A picat pentru că nenorociții care sunt în Parlament n-au înțeles nimic din treaba asta. Parlamentar era și dumneavoastră, da, intrați în aceeași categorie de nenorociți? Nu intram pentru că ei n-au acceptat, deși în toate țările din Europa există această chestiune, pentru că în momentul ăla îi se făceau niște injecții și ei nu mai puteau să mai aibă astfel de acțiuni de pornire pe la copilor. Da. Așa, uitați un alt proiect de lege foarte, foarte controversată. L-ați avut în anul 2017, modificarea codurilor penale, da, care ați avut vreo 38 de parlamentari care au fost de acord. Da. Cu acei 200 de mii de euro, cei care plăteau 200 de mii de euro scăpau de... Au trecut-o în anul 2020 această lege. Vreau să spun că din 2020 statul român a încasat peste 1 miliard de euro. În timp de 30... Nu este 1 miliard. 1 miliard de euro, mi-au spus. Să întrebăm la Ministerul de Finanțe. Deci până la legea asta, niciun evazionist nu dădea niciun ban înapoi. Dar are o chestie. Dar nu e deci în același an, ba da, așa scrie, mai e primul, 200 de mii, da. Primul articol. Dar în același an, așa ați inițiat o modificare a codului penal, articolul 299, prin care erați ca abuzul sexual făcut de către șef a să nu mai fie condamnabil și a picat. Ce ați avut această inițiativă? Deci, folosirea abuzivă a funcției în, totuși, scop sexual de către șef. Adică cum? Oricine poate să abuzeze la muncă de un angajat dacă este șef? Nu, pentru treia să fie și pentru femei și pentru bărbați. Asta am spus eu. Nu numai pentru bărbați, adică numai un bărbat abuzează sexual și femeia abuzează sexual. Asta, asta și a picat. Motivarea mea și a picat oricum, da. Așa, și în anul 2018 ați mai avut o inițiativă, o modificare la această lege a statutului deputaților și a senatorului 96 per anul 2006, în care ați spus ca să nu mai fie trași la răspundere penală parlamentarii care au și alte afaceri. Nu e normal? Nu. Păi de ce? Pentru că parlamentarul trebuie să nu trebuie să aibă afaceri. Dar ce, dacă el vine... Nu trebuie să aibă afaceri cât să fure, este... Nu? Nu fură. La ce salarii aveți? Las-o naiba că 250 de... Păi dacă ei de afaceri, nu. Își lasă afacerile din Parlament sau cum? Și ultima întrebare. Da. Ați fost deputat 3 mandate, da? Da, 90-92... 2012, 2016, 2016, 2020. Ceea ce pensie specială beneficiați acum de 3 pensie în cuantumul de vreo 12.000 și ceva de lei. Așa. Pe lună. Credeți că meritați această pensie pentru că un acest parlamentar nu a fost ales de către popor să poată beneficia de o pensie specială. Credeți că această pensie trebuie desființată? Nu trebuie desființată. Spun de ce? De ce nu? Pentru că
12 și cu 4, 16 ani, da? Eu n-am avut salariu. N-ați făcut nimic. Nu, n-am avut salariu când am făcut. Ați avut salariu de parlamentar, 14.000 de lei. Nu a fost considerată ca vechime în muncă, da? Și eu am pierdut 12 ani din vechime în muncă. Deci am cine pătribut. A pus? Eu nu. Adică? Voi acești parlamentari, vreți ca să deveniți parlamentar tocmai. Deci nu este vina cetățeanului pentru că cetățeanul ați ieșit... ca parlamentar. Da. Și? Și ce? Adică că nu nimic. Dacă te alege cetățeanul, da, nu trebuie să fii parlamentar? Ba da. Hai să desfințăm parlamentar. Da, dar ar fi o idee bună. Pentru în actualul parlament avem, sincer... Dar îți place ce e în parlament acum? 85% scursuri. Așa, bravo. Da. Hai. Ai zis bine. Scursuri. Da. Dar există o chestie. De să ce? Să fie revoluționar în Parlamentul Român. Nu. Doamne ferește, da, revoluționar, da, fals nu. Da. Deci există o chestie. Revoluționar. Da. Aici există o chestie. De ce un om care a lucrat 35, 45 de ani, 50 de ani, are o pensie 1800 de lei, 1000 de lei pensie și un ins ales de către cetățeni 4 ani are o pensie de 3800 de lei pe lună. Deci, de ce? Eu oricum aveam peste 3800 pentru că eu în calitatea mea de medic și după aia de om de afaceri oricum am avut salariu foarte mare. De parlamentar spun. Nu, dar eu oricum de aveam ce merită parlamentarul pensii și un om care a lucrat 35-45 de ani, omul ăla are 1500. De ce nu face statul român? Din cauza voastră. Cei care ați fost în acest parlament pentru că nu ați făcut nimic pentru acești oameni. Olguța Vasilescu făcuse legea. Olguța a făcut... De ce nu s-a făcut? De ce nu s-a făcut? De ce nu s-a aplicat 40%? Domnul Rădulescu. Haideți că... Hai ultima, că noi mai vorbim. Ultima. Bă, meritați pensia specială? Nu. Pentru faptul că, uite, spuneți. Deci, pentru salariul pe care eu mi l-am avut eu și l-am pierdut stând în Parlament, care era oricum mai mare decât salariul parlamentar care l-am avut, eu, pentru mine personal, când mă întreb pentru mine, eu îl merit pentru că oricum mi-am pierdut salariul meu. Pentru ăilalții nu. Ăilalții nu, care au venit cu 1000 de lei. Acum mai faceți politică? Ce partid sunteți? Nu mai sunt în niciun partid. În PER erați, nu? Am plecat din PER de mult. Partidul Ecologist Român. Am plecat din 2020. Care acum actualul președinte este în arest la domiciliu. Am plecat din 2020, Marian. Deci domnul Rădulescu, ultima și gata. Nu mă mai interesează politica. Am o rugăminte. Nu cumva să mai intrați în politică. Nu vă mai băgați pentru că, sincer, ați fost varză. Nu aveți ce mai căuta în dacă politică. Dacă eu am fost varză, cum sunt? Dacă eu am fost mai varză. Da, mai varză. Da? O zi superbă!